Bună, Narcisa! Bună și ție și vouă, bineînțeles! Am revenit în forță. Am înțeles că foarte mulți fani de-ai tăi au cerut să faci un vlog. Da. Cu Amna. Au așteptat ceva, sincer. Ai primit foarte multe întrebări, da? De la ei. Da. Ok. Bun, și acum vrei să răspunzi la anumite întrebări puse de fanii tăi, da? Sigur. Vrei să începem? Bun, începem cu prima întrebare. Ai început de mică să dansezi? De la vârsta de 6 ani, deci am. Bun, ia uzi. A doua întrebare. Ai chelit pe cineva de bani? Sincer, n-am. Pentru mulți, de fapt, care sunt curioși, n-am. Foarte ciudate întrebările. Sincer, da. Dar totodată bune. A treia întrebare. Ai iubit în prezent? Am. Bun. Sper să-l vedem și pe el aici, la Amnam. Deci, următoarea întrebare. Ai de gând să renunți la dans? Spre surprinderea multor persoane, am. Wow. Nu în viitor apropiat, bineînțeles. O altă întrebare foarte bună pusă de cineva, că toți se aud vorbe, no, să zicem așa. Ai avut sau ai vreo relație cu Dani Mocanu? Nu și-aș ruga să nu se mai speculeze aceste întrebări sau gândiri. Deci, nu am. Bun. Următoare. Ți-ai înșelat vreodată iubitul? Foarte bună chestia asta. Nu, pentru că tot timpul am ce-mi doresc. Bun. Următoare. Ai avut vreo propunere de dragoste de la o altă fată? Bună asta, foarte bună, sincer, am. Am, de la mai multe au fost, dar bine, trecem peste. Nu mai întreb dacă ai acceptat vreuna. N-am acceptat. Am înțeles. Nu, dar am avut propuneri. Următoarea. Cum te vezi peste 10-20 de ani, tot dansatoare? Am. Deci mă văd. Bun. O altă întrebare foarte, foarte ciudată și mișto. Ai făcut vreodată dragoste sau sex în boscheți? Nu și nici nu-mi doresc, voi vă doriți? Lăsați un comentariu acolo dacă vă doriți, sincer. Nu. Bun, o altă întrebare care umblă așa la sentiment, să zicem. Ai făcut vreodată vreo persoană apropiată să sufere? Din păcate, am. Bun. Sau nu bun. Acum depinde. Da, fiecare cum vrea. Altă întrebare. Ai avut vreodată de gând să devii lesbi? Ups. Cu toate că ai avut o altă întrebare mai devreme despre femei, dar astea sunt întrebările puse de fanii tăi, da? Da. Sus și tare, n-am. Deci n-ai vrut. Sau n-ai, nu te-ai gândit. Nu. Bun. O să spun dacă... Da? Perfect. Ar vrea să se audă. Ar vrea lumea să audă. Ar vrea lumea, da. O altă întrebare. Ai de gând să devii cântăreață sau rămâi la dans? Pot să răspund aici cu am și n-am? Normal. Da. Am. Și cântăreață și dansatoare. Și una și a doua. Bun. Că după cât ați văzut se poate. Mai ai o altă întrebare de la cineva care e foarte curios sau curioasă. Ai vreo operație estetică în momentul de față? Da. Răspunsul este sus și tare. Nu am niciuna. Bun. Sper să fiți mulțumite, fetelor.
Următoare. M-ați făcut plasticată, nu sunt. N-am. Ai căzut vreodată în timpul dansului, în timp ce tu ți făceai numărul? Asta este foarte tare. Da, și chiar m-am lovit, sincer. Da. Bun. Și o altă întrebare care ar fi ultima, să zicem, sau de fapt este ultima, cred. N-am. Ai furat vreodată de la cineva din buzunar sau l-ai lăsat orfan? Fără bani? Mamă, trebuie să răspund sincer? Normal. Băi, am, da, fără voia mea, cu voia mea, da, am furat. Bine, Bun. nu cine știe ce lucruri mărunte. Și mai este o întrebare foarte, foarte, foarte bună și cred că toți vor să audă chestia asta. Aude. N-am. Ai fost vreodată la pușcărie? Wow! Nu, n-am. N-am și nici nu doresc nimănui. Bun, cam astea au fost întrebările puse de fanii tăi. Sper să fie mulțumiți. Da. Și dacă mai au întrebări sau comentarii, pot să răspundă acolo pe YouTube, Ionuț Mititel oficial. Și La fiecare răspuns al meu am rugămintea să lase un comentariu și bineînțeles sper că astea au fost întrebările voastre, eu am răspuns sincer. Vă pup și forță!